Intoxicați cu monoxid de carbon în propria locuință, așa și-au găsit sfârșitul doi bătrâni din Dej. Ar fi încercat să se încălzească, spun rudele, și-au aprins soba. Peste noapte însă fumul i-a ucis încetul cu încetul. Femeia era imobilizată la pat și moartea a răpit-o în somn, iar bătrânul a fost găsit lângă ușă. Bătrânul și el, slab. Totul jos, deci de găsit acolo. Era bătrânul picat din coace de ușă. Și sub sobă era jar mare, mult. L-a intrat pe bătrânul să aibă aer. Bătrânul încă mai respira când a fost găsit de vecini. În încercarea de a se salva a ajuns până aproape de ușă. Acolo s-a prăbușit. L-a găsit un vecin venit în vizită de dimineață. Am deschis ușa și era o fumare. Bătrâna era pat și era jos. Da, dumneavoastră, că nu s-a sculat de mult. Și era ars prin casă. Era fum. Era fum. L-a intrat pe bătrânul încă făcea. L-a intrat să așa mai încoace, l-a intrat să aibă un pic de aer. Și m-am dus după găleată și am luat că era jar mare. Era prea târziu însă pentru bătrân. Nimeni nu l-a mai putut ajuta. Și totul de la o sobă. Jarul a căzut pe lemnele aflate sub această sobă. Acestea au ars mocnit și datorită fumului din casă, cele două persoane, respectiv doi bătrâni în vârstă de 82 de ani, au fost găsiți decedați. Fumul a fost ferească, domnule. Trupurile bătrânilor au fost transportate la morgă pentru a se stabili cu exactitate cauzele morții. Între timp, familia lor se pregătește de înmormântare.